Mulți tineri moldoveni s-au adunat în fața ambasadei din București ca să urmărească în direct discursurile președintei Maia Sandu și președintei Parlamentului European, Roberta Metsola. Dorim să ne desprindem de trecutul sovietic și să ne apropiem, să ne integrăm în Uniunea Europeană. Cum a zis și doamna președinte Maia Sandu, ca în cel mult 7 ani să fim deja acolo, în Uniunea Europeană. Unde unul nu-i putere, la nevoi și la durere. În Italia, la Mestre, moldovenii s-au prins în horă ca să-și arate solidaritatea cu cei de la Chișinău. Pentru ei, Europa este deja o familie. Peste 1 milion de cetățeni moldoveni se află în diasporă, adică aproape 44% din populația Republicii Moldova. Italia reprezintă a treia țară ca opțiune pentru comunitatea moldovenilor. Moldova este Europa! Moldova este Europa! Cred și va fi Moldova europeană. Bravo, bunica! Europa este viitorul. Și în Franța, sute de cetățeni ai Republicii Moldova s-au adunat să-și arate susținerea pentru parcursul european și pentru președinta Maia Sandu. Să aduce Moldova în Europa, pentru că aici e locul ei. Din satul meu, de pe malul Nistrului, din Moldova, se aud și acum bombardamente. Și vreau ca să ne îndepărtăm de acea zonă gri, să devenim o lumină, o țară luminoasă, așa cum sunt oamenii din Republica Moldova. Steagurile Moldovei și al Uniunii Europene au fluturat alături și în Spania. Noi suntem poporul. Dorim în Europa. Suntem europeni. Vrem să fim alături, să facem parte și noi din Europa, din Uniunea Europeană și să vă urmăm exemplul fraților noștri mai mari din România. Moldova e!